Sejurul pensionarilor începe în perioada 13-15 septembrie. 16 zile se vor delecta beneficiarii în stațiunile balneare din țara noastră. În cadrul seriei a 13-a pentru județul Olt, Casa Națională de Pensii Publice a repartizat sub 30 de bilete. Aproape în totalitate au fost repartizate către pensionari în sistem automat. Stațiunile cu tradiție sunt prezente și de această dată în preferințele pensionarilor olteni. În preferințele pensionarilor rămân stațiunile de pe Valea Olt. Sute de cereri au fost depuse pentru hoteluri din Călimănești sau Căciulata. Cele 29 de bilete sunt exclusiv pentru baze de tratament ce aparțin Casei Naționale de Pensii. Cel mai multe sunt la Amara, respectiv 10 și Olănești 7. Pentru seria 13 au fost repartizate de către Casa Națională de Pensii Publice un număr de 29 bilete de tratament doar la bazele de tratament administrate de Casa Națională de Pensii Publice. Biletele au fost afișate pe site în data de 29 august și au fost puse în vânzare. Ele vor fi date disponibile în data de 11 septembrie 2017. Am primit bilete la stațiunile Amara, Bala, Buziaș, Moneasa, Olănești și Pucioasa. Pensionarii care se regăsesc pe lista afișată la sediul sau pe site-ul instituției pot ridica biletele în zilele de luni și miercuri până în data de 6 septembrie inclusiv. Biletele rămase disponibile se vor afișa pe 8 septembrie și se vor vinde pe 11 septembrie la ghișeele Casei Județene de Pensii Olt. Pentru un bilet de tratament, vârstnicii plătesc jumătate din cuantumul pensiei. Sejurul include cazare, masă și procedee de tratament pentru afecțiunile de care suferă conform recomandărilor medicului. O nouă serie de bilete de tratament va ajunge în județul nostru cel mai probabil în prima jumătate a lunii septembrie. La nivelul Casei Județene de Pensii Olt au fost depuse până acum peste 6.000 de cereri pentru bilete de tratament.